care patronează, pe de o parte, sănătatea, regimul organismului în viața de fiecare zi, fiziologia, dar și relațiile de muncă. Fie una, fie alta, fie amândouă, în unele cazuri, pot să aducă în viața celor născuți în zodia leului destul de multe preocupări, stări agasante, enervare, angoasă, nemulțumire, îngrijorare pentru ceea ce va fi. Mai puțină rezolvare. Este și greu să se petreacă o rezolvare când pe casa a șasea sunt 4 și la un moment dat 5 planete care fac tot atâtea cuadraturi cu Marte, mai fac cu Uranus și mai fac și opoziție cu Jupiter. Prin urmare, e o încleștare astrală care nu permite decât un uriaș consum energetic, uneori pierderea încrederii în forțele proprii și enervarea resimțită ca un factor puternic de-a dreptul organic. E primul îndemn pe care astrologul îl poate da, și anume să nu se prăpădească cu firea, să nu se consume prea mult. La un moment dat, rând pe rând, aceste planete se vor deplasa, contextul astral se va limpezi și situația se va rezolva. Nu este bine ca acea rezolvare să-i prindă și gata obosiți și, într-o oarecare măsură, cu sănătatea pusă în pericol de această stare de stres, de surmenaj, ori de nemulțumire și supărare sau de enervările excesiv trăite, fără măsură. Puneți punct unor astfel de stări, ori de câte ori ele se ivesc. Oricum, nu cu această stare interioară se rezolvă o chestiune exterioară. E posibil însă ca după 1 ianuarie, mai precis în prima parte a acestei luni, sub semnul chiar al zilei de 1 ianuarie, care se leagă de o fază de lună nouă, în viața unora dintre nativii aparținând zodiei leu, să apară modificări în regimul de viață profesională, să se petreacă ceva, să se schimbe. Fie e o etapă nouă, cu lucruri bune și rele, fie e o etapă mai stringentă. Dar, sigur, pe fondul acestei acumulări de planete, pe fondul fazei de lună plină, o schimbare se va petrece. Poate că ea, simbolic, este marcată de 1 ianuarie, dar, concret, având nevoie de un timp pentru a se desfășura și de relațiile sociale necesare, este posibil să treacă o lună calendaristică până când se vor realiza toate conexiunile necesare unei soluționări. Mă gândesc la cea profesională. Atenție și la felul în care vorbiți, discutați, cereți ceva, explicați o situație, abordați o problemă, pentru că această stare de nemulțumire nu trebuie să răzbată dincolo de cuvinte și de atitudinea dumneavoastră. Oricât ați fi de îngrijorat, rămâneți calm, rămâneți zen în fața acestor situații. Știu că uneori este greu, dar contextul astral este de natură să vă dea o stare de agitație și de nervozitate perceptibilă din afară și uneori deloc avantajoasă pentru dumneavoastră. Rămâneți calmi, stăpâni pe sine, eleganți, demni, chiar dacă pe dinăuntru lucrurile sunt mai complicate. Luați alura unui rege sau a unei regine care vă închipuiți că ori de câte ori are o problemă, nu începe să tremure de nervi în fața supușilor.